Asterix Fishing România prezintă. La Bacău, va fi un concurs greu, pista nu este foarte mare, este foarte dificil având în vedere vegetația și algele care sunt în apă, va fi un concurs foarte greu, foarte interesant și ce pot să spun pentru toți, fie ca cel mai bun să câștigi. Campionatul Național de Street Fishing pe pista de la Bacău din Parcul de Agrement. Se pregătiți pentru a pescui la biban și știu că... Finala asta, primii patru merg la Mondial anul viitor, mai probabil în Belgia. Anul ăsta merg la Mondial cei de anul trecut. Și sper să aducem o medalie cei care merg. Eu am adus una, un bronz, anul trecut. Acum sper să urcăm și pe treapta a doua și prima dată. Campionul național și lotul care va reprezenta România la următorul campionat mondial, care nu este ăsta din toamnă, asta este ăla de anul viitor. Pe locul 20, primul sau ultimul calificat, dar hai să zicem că primul calificat, Alexandru Banu. Pe locul 18, cu 107 puncte, domnul Alexandru Drăghici. Pe locul 17, cu 121 de puncte, Adrian Crișu. Cu 4 la matematică, dar 123 de puncte, domnul Daniel Streche.
pe locul 15 cu 126 de puncte, subsemnatul Dinu Ștefan. Pe locul 14 cu 149 de puncte, domnul Răzvan Frese. Pe locul 13, Unicul, 156 de puncte, domnul Gabriel Matei. Pe locul 12, cu 168 de puncte, Vlad Panait. Pe locul 11, cu 181 de puncte, Alin Român. Ce surpriză, cu 182 de puncte, domnul Eugen Lincă. Sticări dăm și noi? No, cu 182 de puncte, domnul Bogdan Grosu. Pe locul 8, cu 194 de puncte, domnul Edmond Păun. De mai multe ori campion național. Bravo! Pe locul 7, cu 197 de puncte, domnul Stan Silviu. Reacționat deja la... Cu 201 puncte, domnul Liviu Paraschiv. Este campion național. Pe locul 5, cu 205 puncte, domnul Alexandru Bucur. Dublu medaliar cu bronz la campionatul mondial. Felicitări, domnul. Tot cu 205 puncte, dar cu o captură mai mare, domnul Alin Coman. Locul 3, cu 210 puncte, Ilie Bădilă. Ai prins, da? Cu 212 puncte, domnul Cătălin Guțu. Cu 213 puncte, de domnul Andrei Vișan. It's a good day for the storm to break. It's a good day for the truth to get told. You're gonna have to fight fire with fire. It's a good day to climb down from the fence. So it's a good day for the hurricane. It's a good day to choose your side. You're gonna have to jump into the flame. Chiar dacă nu m-am calificat pentru a doua parte a concursului, sunt bucuros că sunt alături de băieți. Sunt toți motivați și îi văd foarte, foarte angrenați în jocul de astăzi. Și va fi o luptă acerbă pentru primele patru locuri și chiar văd aici doi pescari care se bat pentru locurile 1-2. Atât și Gianni cât și Liviu Paraschiv sunt doi pescari foarte buni care se ridică acum cot la cot, în metru și...
îmi doresc ca cel mai bun să câștige și să facă cea mai bună echipă care să ne reprezinte în Belgia, la următorul campionat mondial. Și împreună cu ei vom face deplasarea în Italia în 2 săptămâni și sper să-ți facem un rezultat foarte bun. Cred că avem un lot valoros, care are șanse. Ne vom bate cu echipe și națiuni foarte puternice, dar România întotdeauna a demonstrat că are valoare, chiar dacă, din punct de vedere al bugetelor sau al pistelor de concurs, poate nu au fost la nivelul țărilor din vest. Vom face o figură frumoasă sau cel puțin vom da totul din noi ca să aducem o medalie acasă. Primul sub linie, domnul Alin Român, pe locul 7. Cea mai mare captură aparține lui Dan Moldoveanu. Pentru 100 de 40 de centimetri. Dan Moldoveanu, dar tot Dan Moldoveanu, frumos. Avem un trofeu. Avem și premii. Stai că n-a terminat. Dar e 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 că n-a terminat. Avem un voucher de 200 de lei de la Marele Pescar și un... Cine venit? Și un trofeu. Bine! Domnul Gabriel Matei! Avem un voucher de 300 de lei de la Marele Pescar și un trofeu de la Steel Fishing România. Domnul Ilie Bădilă! De 400 de lei de la Marele Pescar și un trofeu de la Milă. Am luat camera. Domnul Andrei Vișan. Un voucher de 500 de lei de la Marele Pescar și un trofeu. Trece aici să faci o poză, că nu se știe. Durata momentului. Deci titlul de vicecampion național revine lui Paul Edmond. Avem așa un trofeu. Ia-ți trofeul, lasă-l. Hai că te să salut pe băieți. Avem un voucher de 600 de lei de la Marele Pescar și trofeul de vicecampion. Locul întâi, titlul de campion național al disciplinei de street fishing pentru 2023 este Alexandru Bucur. Și un mare trofeu, crezi că e greu? Eu ți-am zis. Ăsta e 10? E 10? Al 10-lea e? E al 11. Al 11. La Olt a fost al 10. Bravo. Bine aici, domnilor și domnilor, ăștia sunt cei mai buni 6 pescari ai acestui campionat național. Ei sunt echipa României. Vă mulțumesc pentru participare, pentru pasiune. Ne vedem anii următori și ne vedem la campionatul mondial mai întâi
în Italia și pe viitor în Belgia. Până atunci vă mulțumesc, drum bun acasă, sănătate mult și sărbători fericite, Paște fericit că după aceea. Și eu mulțumesc pentru tot.